Odată, astrofizicianul celebru Neil deGrasse Tyson a spus că dacă gaura neagră ne va vizita, atunci sistemul solar va avea o zi proastă. În cele din urmă, nu este nimic mai rău decât abilitatea de descompunere în atomi. Noi ne-am obișnuit să credem că găurile negre se află undeva departe, în alte părți ale Universului. Dar oare ce s-ar întâmpla dacă una dintre ele va apărea în zona noastră? Ce se va întâmpla dacă oaspetele neinvitat de 1 mm dimensiune se va stabili lângă Pământul nostru? Fizicienii și-au pus o întrebare similară în 2008, atunci când au lansat Hadronul Collider. Atunci, mulți oameni de știință, printre care era și Stephen Hawking, se temea că aceasta, cea mai mare investiție umană, poate crea multe găuri negre microscopice, care vor înghiți totul în jur și am încetat să existăm în vecii vecilor. Mai mult, este departe de a fi singurele probleme care au fost prezise de oamenii de știință, însă de atunci au trecut mai bine de 10 ani. Iar dacă vizionați acest video clip, înseamnă că Marele Hadron Collider funcționează în liniște și nu creează niciun pericol capabil să distrugă Pământul. De fapt, pentru a crea o mini-gaură neagră este nevoie de 1015 ori mai multă energie decât ar încăpea în Hadronul Collider. Dar chiar dacă o să reușim să folosim o cantitate atât de mare de energie pentru crearea unei micro-gaure negre, va trebui să lucrăm cu a patra dimensiune din spațiu, despre care în acest context nu există foarte multă informație. Dar să presupunem că, într-un mod miraculos, am reușit să creăm în lumea noastră o mini-gaură neagră. Mă grăbesc să interesez pe cei care cu nerăbdare așteaptă apocalipsa. Acest lucru ar trebui amânat pentru o vreme, deoarece în acest caz gaura neagră probabil se va evapora instantaneu, datorită așa numite radiații Hawking. Gaurile negre nu doar absorb energia, dar și o emit. Așadar, Marele Hadron Collider nu ne amenință deloc, cel puțin până când nu vom învăța să folosim o cantitate mare de energie și vom explora pe deplin a patra dimensiune în spațiu. Pe lângă toate aceste informații, găurile negre mici pot apărea chiar și fără Marele Hadron Collider. Totul constă în aceea că acum există miliarde de găuri negre care ne străpung planeta. Așadar, ce se va întâmpla? Va mai exista viață pe Pământ? Relaxați-vă, nu este atât de rău, cel puțin acum. În cele din urmă, armata de milioane de găuri negre ne atacă planeta timp de miliarde de ani. În același timp, masa individuală de absorpție a găurilor negre poate ajunge până la 100 de tone, dar mărimea lor nu depășește un atom. Așa diametru mic dă naștere unui mic orizont de evenimente, precum o linie ipotetică în spatele căreia se află spațiul și timpul. Substanța începe să fie absorbită și să se sfâșie în atom. Din acest motiv, mini-gaura neagră nu poate absorbe nici bacteriile de pe masa noastră, dar chiar dacă va începe să se hrănească cu planeta, acest lucru ar dura foarte mult timp, adică miliarde de ani. Însă există un singur dar. Dacă diametrul mini-găurii negre va crește până la o dimensiune vizibilă cu ochiul liber, evenimentele pot fi complet diferite. Noi nu vom umple creierul cu calcule complicate din lumea fizicii, dar conform calculelor, gaura neagră cu un diametru de 1 mm va avea o masă echivalentă cu greutatea a 5 luni, ce înseamnă aproximativ 11% din masa Pământului. Influența găurii negre depinde de locul în care este localizat, fie pe suprafața Pământului, în centrul planetei sau chiar în propria cameră. Să presupunem că monstrul negru cu o mărime de 1 mm este situat la suprafața Pământului. Sfera influenței găurii negre este de aproximativ 3 raze ale Pământului, adică 2124 de kilometri. Acest lucru va duce la o creștere vizibilă a gravității totale a Pământului, care la rândul său va afecta orbita Lunii. Ea se va abate de cursul curent și va începe să se miște pe orbita eliptică. Dar dacă Luna doar își va schimba traseul și va rămâne în viață, pe noi și tot ce este situat în apropierea acestui monstru ne așteaptă o soartă cumplită. Noi, dacă am fi aproape de gaură, am fi rupți în bucăți. Iar acest lucru se va întâmpla atât de repede încât nici nu vom reuși să clipim. Gaura neagră stabilită cu noi în mod intenționat se va deplasa spre centrul Pământului și nimeni și nimic nu o va putea opri. Fără obstacole obișnuite pe care le-ar putea înghiți, ea ar putea ajunge în centrul Pământului în doar 42 de minute și aproximativ în același timp va ajunge în partea cealaltă a suprafeței.
feței, dar gaura neagră nu se va opri aici. Dacă viteza sa presupusă este de 12 km pe secundă, atunci ea se va rota în jurul Pământului împreună cu sfera sa gravitațională. Cu fiecare rotație, Pământul își va pierde din masă. În acest fel, gaura neagră va începe să atragă scoarța și cea mai mare parte a mantalei. Acest lucru înseamnă distrugerea noastră complet și distrugerea vieții de pe suprafața Pământului. În cele din urmă, planeta noastră s-ar transforma într-un disc rupt dintr-o piatră fierbinte. Materialul discului format va produce foarte multă căldură. Se presupune că el va avea o temperatură de aproximativ 6000 de Kelvin, aproximativ ca miezul Pământului sau suprafața Soarelui. Această imagine arată în același timp uimitor, dar și foarte trist pentru noi, deoarece gaura neagră ca un vampir a subt toată energia planetei noastre. Oamenii de știință cred că monstrului spațial i-ar trebui 5 miliarde de ani pentru a mânca planeta noastră. De-a lungul acestor ani, masa Pământului va crește semnificativ, iar forma planetei se va schimba complet. În doar câteva ore, frumoasa noastră planetă se va transforma într-o bucată de spațiu nelocuit, unde va domni doar lava și gazele fierbinți. Bineînțeles că dispariția Pământului nu va trece fără urme. Centura de asteroizi se va distruge, ducând la coleziuni frecvente în sistemul solar. Toate acestea sunt o simplă teorie teribilă, care sunt departe de noi. În orice caz, timp de 5 miliarde de ani, oamenii vor reuși să construiască barca lui Noe și să se mute pe o altă planetă sau galaxie. Dar acum puteți permite miliardelor mini-găuri negre să pătrundă în voi, fără frică că vor mânca din atomii voștri, deși asta ar arăta impresionant. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vă plac astfel de episoade și sunteți interesați de cosmos, atunci ne puteți susține cu un like, ca să știm dacă o să mai facem astfel de videoclipuri pentru voi. Fiecare apreciere contează. Pe curând!